Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, în emisie Reflector Analitic. Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa și Partidul Popular European fac apel către instituțiile Uniunii Europene să reevalueze acordul de asociere cu Republica Moldova și să oprească orice finanțare pentru țara noastră. Aceasta este tema ediției de astăzi, pe care vom încerca să o discutăm împreună cu Valeriu Ghilețchi, deputat neafiliat. Bună seara și bine ați venit, domnule Ghilețchi. Bună seara, am vrut să zic că sunt deja deputat din grup parlamentar popular european, cu acte în regulă suntem. Da, domnul Vitalie Gamurar, purtător de cuvânt al Partidului Democrat din Moldova, bună seara și bine ați venit. Bună seara. Și Nicolae Pascaru, președintele Federației Voievod, bună seara și bine ați venit. Bună seara. Domnule Ghilețchi, care pot fi consecințele pentru Republica Moldova, pornind de la aceste declarații ale partidelor menționate un pic mai devreme? Pentru că avem de-a face cu declarații politice, ele ar trebui tratate ca atare. Nu putem vorbi de consecințe. Noi nu avem la ora actuală niște decizii ale instituțiilor europene. Evident că aceste declarații au o anumită greutate, ele nu trebuie ignorate, dar, repet, sunt declarații politice și deoarece ele sunt politice, ar trebui analizate prin prisma politicului, atât în Republica Moldova, cât și în afara Republicii Moldova. Este cumva ironic că poziția Partidului Popular European și a grupului ALDE coincide cu poziția Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Știm că Partidul Socialiștilor nu este considerat un partid pro-european, dar iată că în realitate e o coincidență a poziției exprimate de Partidul Socialiștilor și de partidele europene pe care le-ați menționat. Eu îmi dau seama că după votul care a fost acordat în Parlament privind introducerea sistemului mixt, a apărut o neîncredere din partea partenerilor europeni față de autoritățile din Republica Moldova, dar această neîncredere poate fi depășită. Adică eu rămân optimist că prin comunicare această neîncredere va fi depășită. Guvernul Republicii Moldova, majoritatea parlamentară ar trebui să demonstreze că, de fapt, angajamentul pe care și l-au asumat, acea foaie de parcurs cu privire la implementarea reformelor, ea va fi dusă la bun sfârșit, adică ea va fi implementată așa cum a fost agreată cu instituțiile europene. Macrofinanțarea despre care s-a vorbit, ea de asemenea vine cu o serie de condiționalități, aceste condiții vor fi implementate și doar în acest mod va putea fi schimbată și poziția politică a acestor partide la care v-ați referit. Domnule Gămurari, cum trebuie să descifrăm aceste declarații și dacă odată cu ele ne putem aștepta la unele consecințe? Eu aș, la fel, aș începe de la faptul că să delimităm declarațiile care sunt făcute de un partid politic, fiindcă sau reprezentate unui partid politic, sunt declarații pur politice, și a executivului. Deci dacă ar fost poziția întregului Parlament European sau dacă ar fost poziția Comisiei Europene, atunci ar fost într-adevăr ceva neclar. Noi am văzut care a fost poziția doamnei Mogherini, noi am văzut care a fost poziția altor demnitari, a fost mai diplomatic expus. Chiar dacă undeva există și anumite teme referitoare la parcursul european al Republicii Moldova, deci promovarea reformelor, dar până nu se analizează, nu se face. Deci, în cazul dat, este destul de, pe de o parte, destul de clar, pe de o altă parte, destul de straniu, poziția celor două partide care nu au partidul său care să fie la guvernare Republica Moldova, și atunci eu spuneam că Mi-ar fi fost interesant dacă în 2013, de exemplu, Partidul Liberal Democrat ar fi promovat votul mixt, așa cum se vorbea pe atunci, care ar fi fost poziția astăzi a acestor două partide, Partidului Popular European și ALDE. Deci doar din faptul că este alt partid care a promovat acest concept, aici mergem. În plus, dacă să ne referim la declarații, în declarații sunt făcute anumite momente care țin de faptul că nu s-a ținut cont de recomandarea Comisiei de la Veneția. Iarăși se speculează pe aceea că Comisia de la Veneția nu ar fi recomandat schimbarea sistemului electoral. Comisia de la Veneția ar fi spus că nu este oportun. Comisia de la Veneția își expune foarte clar și atunci acele recomandări care au fost făcute, ele sunt de ordin tehnic și juridic, în sens bun cuvântul tehnic, deci ca să nu fie interpretat cuvântul greșit, fiindcă ei sunt specialiști, experți foarte buni și deci se numește recomandare, aviz consultativ. Așa este și în dreptul internațional, când vorbim despre un aviz consultativ.
Apropo, Parlamentul Republicii Moldova, deci s-a fost pentru prima dată, probabil că Republica Moldova, timp de 5 luni au avut loc dezbaterile, au avut loc peste 10, dacă nu mă greșesc, cel puțin 10, eu le țin minte, dezbatere pe platforma parlamentară, a proiectului de lege, începând de la votul uninominal și continuând cu cel mixt. N-a fost nici Constituția Republicii Moldova, adoptată în 1994, n-a fost dezbătută atât de mult cât a fost dezbătut acest proiect de lege. A fost o transparență în dezbatere respectivă, cu invitarea și a partidelor de opoziție parlamentare și a partidelor extraparlamentare și a societății civile, în afară faptului că au participat sau nu toți. Da. Deci s-a luat în considerație, deși el, mai repet, este dreptul suveran al statului să-și modifice acest sistem electoral, dar s-a luat în considerație și s-a adus la cunoștință că uitați-o, noi am făcut aceasta. Pe de altă parte, condiționarea celor 100 de milioane de euro macrofinanțare. Și acolo sunt 30 de puncte, 30 de recomandări sau obiecții care sunt propuneri pentru sugestii pentru Republica Moldova și o bună parte deja sunt implementate, iar celelalte sunt pe rol. Deci, când vorbim despre anumite elemente care au fost condiționate, tehnice este una, doi, declarațiile care au fost făcute și evident că este una politică și noi considerăm că vom continua să ducem negocieri cu reprezentanții instituțiilor europene, inclusiv cu cei din Parlamentul European, în special pentru a invita să vină la Chișinău să vadă nemijlocit aici pe loc care sunt condițiile, fiindcă s-a respectat și ceea ce ține de consultări de consultări cu mai multe partide, cu societate. Dacă anterior, iarăși în 2013, se vorbea despre opoziție în Parlament să fie un acord cât de cât clar, astăzi deja se încearcă să se spună, vorbesc la noi, Republica Moldova, să spune că nu, că asta ar fi fost un acord în general în societate. Deci sunt 74 de voturi care au fost expuse. Până la urmă, democrația așa asta și presupune că se votează majoritatea cei care au fost aleși de popor. Domnule Pascaru, în această declarație întâlnim sintagma să reevalueze acordul de asociere cu Republica Moldova. Haideți să rămânem în albia acestor declarații. E nevoie, nu e nevoie, poate fi făcut, în ce condiții și așa mai departe. Eu cred că în mare parte poate chiar să încerce aceste partide să evidențieze față de demnitare din Europa. Noi înțelegem că de fapt este o misiune de PR de a încerca de a-și atrage atenție, mai ales după înfrângerea de anul trecut din compania prezidențială. Maia Sandu, Năstase, încearcă să-și impună cât de cât această atenție. Clar că la noi în Republica Moldova nu mai sunt politicieni, mai ales aceștia care au venit din 2009 atât de sfinți și s-au scăpat foarte multe greșeli, inclusiv cu acelea granturi, acelea finanțări europene care sunt și de fapt au distrus toată imaginea Europei în Republica Moldova și noi vedem faptele care sunt reale, oamenii care de acum sunt închiși prin pușcării pentru comiterea infracțiunilor, inclusiv economice, de corupție, sunt niște dosare foarte vocale. Și de fapt, clar că se poate de revizuit ca acești europeni care mai dau niște ajutoare Republicii Moldova, de care noi avem atâta nevoie, să fie mai atenți, să verifice unde pleacă acești bani, pentru că știți, este în rusă, boitesi, danaitsev, darav prinoseasih, adică banii aceștia toți sunt dați cu o misiune, cu un scop oricare, să nu credem noi că a să vie vecinii cât de bun n-ar fi ei și ne vor ajuta pe noi ca să hotărâm problemele care sunt în țară. Și cel mai interesant moment că rezultatele de la acestea finanțări noi le vedem. Oamenii cum au plecat din țară, acum tot așa pleacă. Pensiile cum au fost, cum ultima, da, ultima plasă au pus-o pe timpul perioada comunistă Voronin, da, la 1000 de lei cât e acum, sau 900 de lei. Așa au rămas. Nu se mai ridică aceste pensii, nu se mai ridică lefile, care sunt, drumurile sunt în mare parte tot într-o paragină. Da, s-a făcut câteva trasee naționale, poate sunt niște lucruri bine, dar era mai bine ca să verifice banii aceștia care vin din Europa. Dar nu cred că
Anume, acestea partide de la Maia Sandu, care fiind la guvernare a participat la furtul miliardului, noi știm că Maia Sandu a fost în comisia aceea, a fost în guvern când s-a votat colectiv acelea lege cu Banca Națională, nu are niciun drept moral să implice anume între acestea. Pentru că Republica Moldova este ca o casă, are nevoie de o reparație. Nu, este mai ușor să dai focul la casă, da? Dar n-ai unde trăi. Având în vedere că doamna a lucrat în mare parte prin Statele Unite, pe după hotare, da, are unde pleca în mare parte. Domnule deputat Ghilețchi, acord aceeași întrebare. Haideți să vedem, din punct de vedere și al dreptului internațional, dar și a prevederilor acordului, este atât de simplu de a-l modifica, a fi revizuit? Bine, dacă nu greșesc, în clauzele finale ale acordului de asociere există prevederea că acordul poate fi revizuit cu acordul ambilor părți. Adică vorbim despre Uniunea Europeană, vorbim despre Republica Moldova și nu ar fi o problemă dacă s-ar porni un proces, dar contează ce scop urmărim. Pentru că, din nou, vreau să amintesc că domnul Dodon, care e președintele Republicii Moldova, a fost președintele Partidului Socialiștilor, el mereu a insistat asupra necesității revizuirii acordului de asociere. Doar că domnul Dodon... Pe dimensiune economică. Pe dimensiune economică, dar totuși domnul Dodon insista asupra unui element, ca atunci când va fi revizuit să se țină cuțul de poziție Federației Rusiei, pentru că noi avem schimburi comerciale cu Federația Rusiei, este și interesul Federației Rusiei. Deci, prin urmare, totul ține de scopul care îl urmărești. Dacă vrei să revizuiești, de ce vrei să revizuiești? Ce elemente nu vrei să aduci în acest acord? Aceste partide la care s-a făcut referință, eu personal nu am înțeles care este scopul pentru care ele propun să fie revizuit acordul de asociere. Dacă scopul este unul nobil pentru a oferi niște condiții mai avantajoase pentru Republica Moldova din punct de vedere comercial, din punct de vedere a cotelor de export pe care astăzi le avem, lucrul acesta nu poate fi decât salutat. Deci, înainte ca să mă pronunț privind o posibilă reevaluare, aș fi vrut să știu care este scopul acestei reevaluări sau revizuire a acordului de asociere. Dar dacă ne referim la dreptul internațional, așa cum spuneam, sigur că există modalitate, există un cadru în baza căruia acest acord și, de fapt, orice acord ar putea fi revizuit. Haideți să vedem. Există o interdependență între schimbarea sistemului electoral și, de fapt, votarea lui și aceste mijloace financiare de care suntem dependenți, trebuie să fim sinceri până la capăt? Nu ar trebui să existe, pentru că, din nou, schimbarea sistemului electoral ține de dreptul suveran al fiecărui stat. Există un alt aspect care acum este invocat, respectarea statului de drept, adică a principiilor democratice. Și aici guvernarea ar trebui să probeze că prin schimbarea sistemului electoral nu se atentează la statul de drept. Nu s-au propus lucruri și nu vor fi implementate anumite lucruri care contravin principiilor europene în materie electorală. De aceea spuneam mai devreme că este important prin comunicare ca să se înțeleagă lucrul acesta. E și o responsabilitate a Guvernului Republicii Moldova ca ei să demonstreze, de fapt, guvernul, majoritatea parlamentară, să demonstreze că tot ce s-a făcut nu contravine principiilor democratice, principiilor statului de drept. Dar în rest nu poți face această legătură, pentru că acea asistență macrofinanciară, ea este condiționată de cele ce spuneam mai sus. Toate cele 30 de condiții se referă la reforme, la justiție, la anumite standarde pe care noi trebuie să le respectăm. Și aici sigur că trebuie să fim de acord cu ei. Dacă acele condiții nu le respectăm, putem fi sancționați. Dar dacă ne referim la codul electoral, el poate fi invocat doar în măsura în care modificarea sistemului electoral și ulterioara lui implementare va afecta principiile democratice, în particular ceea ce ține de materie electorală. Domnule Gămurare, spuneți-mi, vă rog, atunci când vorbim despre faptul că cele două partide europene au declarat că vor cere instituțiilor europene ca să oprească, de fapt, finanțarea, haideți să vedem, până la urmă, e o lipsă de comunicare? Este, nu știu, metaforic vorbind, ni se arată din deget? Ce s-a întâmplat până la urmă? Unde s-a produs această carență? Probabil în comunicare, reieșind din ceea ce spunea mai devreme și domnul deputat. E așa sau nu?
Din comunicare, din perceperea ce are loc în Republica Moldova, din perceperea din partea celor care conducrează nemijlocit aceste două partide, și este foarte clar că sunt două partide extraparlamentare, Republica Moldova, care se declară pro-europene, și atunci nu înțeleg de ce celălalt partid din cadrul Parlamentului European, știind care sunt pașii și reformele întreprinse de către guvernarea de astăzi și în special de către Partidul Democrat, cum poți să spui că doar cele sunt pro-europene și celelalte nu? Deci sunt niște declarații politice, fiindcă aici, în contextul care, iată și discuțiile referitoare la posibilitatea revizuirii sau nu, ce spune dreptul internațional, eu sunt specialist în dreptul internațional și atunci vreau să vă spun că revizuirea unui tratat are loc în baza acordului ambelor părți. Și aici este vorba nu doar de Uniunea Europeană și Republica Moldova, dar tratatul a fost ratificat și de către cele 28 de state când și Marea Britanie era membra Uniunii Europene. Și atunci apare întrebarea sub aspect tehnic. Deci da, Convenția de la Viena din 1969 prin dreptul tratatelor prevede că un tratat poate fi denunțat în condițiile în care se schimbă clauzele în care a fost semnat acest acord. Puneți-vă rog, ce am încălcat noi în cazul dat? Deci uitați-vă, fac o paralelă ca să fie clar. Reacția care este astăzi din partea Uniunii Europene față de Polonia, cu modificarea sistemului numirii judecătorilor. Deci Polonia este un drept al său de a schimba acest lucru și a fost promulgat și de președinte, însă Polonia este membru Uniunii Europene și în cadrul Uniunii Europene funcționează niște reguli foarte clare, implementate prin intermediul directivelor sau regulamentelor, și atunci li s-a spus, da, sunteți membru Uniunii Europene, și este așa numită articol, să spunem, clauza nucleară, care poate fi pusă în aplicare în raport cu polonezii. Deși, iarăși, până la urmă, este dreptul polonezilor, dar atunci când a intrat în joc, trebuie să respect lucrurile astea. Un alt exemplu care nu ține de continentul european este Venezuela. Uitați-vă care sunt evenimentele de acolo. Deci, președintele venezuelan vrea dizolvarea Parlamentului și instituirea adunării constitutive, deci care contravin tuturor normelor democratice, atunci sunt și sancțiuni din partea Statelor Unite, în special fiindcă este să află nemijlocită apropiere. În cazul Republicii Moldova, noi nu am încălcat nimic și dacă ar fi fost opoziție, deci este comisia cea mixtă care lucrează în baza acordului de asociere, care trebuie să stabilească pas cu pas, dacă noi ne ținem de cuvânt și îndeplinim obligațiile care le asumăm pe plan internațional, fiindcă orice, am auzit mai multe declarații care sunt făcute politici în Republica Moldova, nu doar de politicieni, când spuneau că gata, puneți cruce pe regimul liberalizat de vize, stați un pic, regimul liberalizat de vize pentru asta formă de sancțiune deja față de Republica Moldova de a reintroduce. Și atunci reintroducerea presupune că noi am încălcat o normă concretă. Deci noi nu monitorizăm traficul persoanelor în Republica Moldova, noi suntem implicați în anumite scheme infracționale, iar nu are nimic cu voința politică de a schimba factorul respectiv și suntem deschiși prin promovarea aspectului democratic. Deci iarăși mă refer, astea sunt declarații politice care, eu sper, în comunicarea noastră cu partidele care îți întreținem legături în Parlamentul European, fiindcă nu este unica poziție Parlamentul European, și inclusiv ca ei se aducă la cunoștință în cadrul Parlamentului European, eu cred că deja cunosc s-au început, sper că și augustul nu este doar unul de vacanță, se va mai continua și în toamnă va fi un dialog, dialogul contează foarte mult ca să fie clar că lucrurile stau destul de bine. Domnule Pascaru, haideți să vedem, până la urmă poate fi vorba de o manipulare mediatică, ce ne-ar afecta într-un fel sau altul viitorul Republicii Moldova, sau aceste declarații rămân în albia de celor declarate mai devreme, sunt declarații politice și până aprinde contur propriu-zis, urmează să treacă o perioadă de timp? Nu, să avem în vedere că geopolitica națională, în mare parte este un război informativ. Toată politica își constă dintr-o această confruntare. Într acest război, clar că câștigă cei mai puternici care sunt în tot acest domeniu de PR, oamenii care au susținut politica națională, au făcut lucruri concrete, în mare parte, cum am spus, oamenii care s-au făcut lecțiile de acasă. Privitor de banii care ne dau europenii noștri, eu cum am înțeles, acolo sunt în mare parte, nu sunt bani donați Republicii Moldova, dar sunt o parte de credite. Grant. Deci 40%, dacă nu mă greșesc, că e grant, 60% credit. Acestea sunt niște bani credit. Și eu nu înțeleg care sunt și pretențiile europenilor față de Republica Moldova. Mai ales acum, cum am văzut declarațiile care au fost, că de fapt nu sunt acestea reforme, nu sunt, de fapt, nu sunt niște pricini, niște motive concrete.
iarăși ajung la momentul acela când, când s-a scos miliardul din țară, atunci europenii tăpiola tăcea, toți tăceau în mare parte. Acum când cât de cât este o linie, știi, oricare, da, vedem, este, nu sunt așa evenimente mari politice în Republica Moldova, iese băieții ăștia cu, hai să oprim să nu dăm bani la... și cel mai interesant că aceasta se face acum când Partidul Democrat și-a asumat mare parte guvernarea și încearcă a face niște reforme. Noi nu știm, va fi aceste reforme în mare parte reușite sau nu va fi reușite, dar este o îndrăzneală. Ei îndrăznesc a face acest moment. Clar că partidele care extraparlamentare vor încerca și vor manipula această situație ca să încurce. Este mai greu să vii cu niște idei constructive, să vii cu niște idei ca să consolideze societatea, mai ales a noastră, atât dezbinată, dar cu niște idei de a distruge, este mai ușor, clar că se încearcă. Ieri, spre exemplu, președintele țării, domnul Dodon, în cadrul unei conferințe de presă, făcea referire la faptul că pe parcursul celor 8 ani de guvernare au fost mai multe mijloace financiare care au intrat în țară, însă ceea ce a creat o distorsiune până la urmă a fost lipsa de transparență. Unde au ajuns acești bani și cum a fost ei cheltuiți? Și de aceea, în raport cu organismele internaționale, s-ar fi creat această fisură, dacă aș putea o numi așa, diplomatică. Eu cred că cea mai murdară, cea mai rea practică este de a atrage credite, de a atrage bani, de a împrumuta bani, mai ales în momentul când tu nu cunoști destinația acestor bani și banii sunt furați. Da. Pentru că banii s-au folosit, dar s-au folosit în niște proiecte care ele nu dau rezultate. Și statistica nouă ne arată, iarăși, că trăim într-o situație, suntem într-o situație nu atât de bună, practic pe ultimul loc din Europa. Și astea sunt probleme grave. Dacă acești bani se duceau, de exemplu, în niște uzine, niște fabrici, în niște lucruri care se vor putea întoarce banii înapoi, clar că noi moldovenii putem folosi mai departe acești bani, se putea lua în calcul, dar noi vedem că suntem într-o situație, inclusiv și geopolitică. Ba suntem sancționați din dreapta, ba din stânga, ba din... suntem în niște probleme atât de probleme într-un continuu și mai ales aceste ajutoare care sunt date, mai sunt și acestea furate și este o problemă clar că mare. Eu sunt pe poziție că mai bine să încercăm noi singuri să câștigăm acești bani, să încercăm să nu împrumutăm atâți bani. Pentru că este posibil, perioada comunistă când era Voronin atât de criticat, toți, acum este la modă să critici acea perioadă până în 2009, inclusiv președintele Voronin, și toți îl criticăm. Atunci nu se luau atâția bani în credit și datoria de stat externă nu era atât de mare cum este acum. De aceea este important ca să găsească acești oameni care da. Cu gândire statală și să încearcă să gestioneze toată această economie internă a Republicii Moldova fără credite mari, mai ales cu așa procente mari, pentru că hai că trece această perioadă, dar a să ajungă copiii noștri, nepoții noștri, nu vor putea întoarce aceștia bani și va fi nevoit să răscumpere, să vândă pământurile sau să accepte niște legi foarte rele pentru noi. Domnul Ghelețchi, două aspecte vreau să le punem în discuție. Unul, după aceste declarații, ne-am putea pomeni cu răcirea relațiilor UE-Republica Moldova? Asta e primul aspect, haideți să-l elucidăm. Bine, declarațiile în sine vorbesc despre o tendință de răcire, dar așa cum am menționat la începutul emisiunii, vorbim despre declarațiile unor grupuri politice, adică chiar și Partidul Popular European este o familie a partidelor populare, a partidelor creștin-democrate din Europa. Eu cred că relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, dacă ne referim la nivel de instituții, ele vor continua, ele și până acum au fost perioade în care am avut niște relații mai strânse, apoi au fost anumite perioade în care relațiile poate nu au fost chiar atât de strânse, dar în toată această perioadă s-a păstrat comunicarea cu instituțiile europene, un lucru cheie, esențial după mine. Așa că este prematur să vorbim despre o răcire, putem vorbi de o perioadă în care, datorită acestui vot pentru schimbarea sistemului electoral, au apărut
semne de îndoială, semne de întrebare și cineva ar trebui să răspundă la aceste întrebări, cineva ar trebui să elimine această neîncredere sau îndoială care a apărut din partea unor demnitari europeni sau unor partide europene. Deci cam aceasta este poziția mea, așa văd eu perspectiva dezvoltării relațiilor noastre cu Uniunea Europeană. Foarte mult va depinde și de Republica Moldova, pentru că anterior domnul Gămurar spunea și îi dau dreptate, într-adevăr acord de asociere prevede acest lucru, modificarea sau revizuirile poate fi făcută printr-un acord reciproc, foarte mult va depinde și de poziția autorităților Republicii Moldova. Dacă Republica Moldova sau autoritățile din Republica Moldova sunt interesate în menținerea unui dialog și a unei comunicări strânse, atunci ar trebui să facă tot ce depinde de ea, ca să nu se răcească aceste relații. Dacă nu ești interesat într-un parcurs european, poți și să nu depui eforturi pentru a menține aceste relații la un nivel cât mai înalt. Domnule Ghinețchi, cum noi trebuie să fim percepuți pe plan extern atunci când poziția președintelui este diferită de cea a guvernului? Să nu zic că uneori chiar este diametral opusă. Bun. Poate e greu și a fi percepuți. E adevărat, adică e o particularitate a Republicii Moldova. Eu, din partea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, sunt raportor pentru Macedonia. Da. În Macedonia, de asemenea, există probleme serioase în ce privește opoziția, guvernarea. Acum, mai recent, cei care au venit la guvernare cer ridicarea imunității și arestarea fostului prim-ministru Nicola Gruevski. Adică, parcă așa, nimic nou sub soare. Dar, spre deosebire de Republica Moldova, toți actorii politici din Macedonia sunt pro-UE, pro-NATO. Noi avem o altă situație. Nu putem să ignorăm faptul că societatea noastră este divizată atunci când vorbim de geopolitic, de factorul geopolitic. Avem un președinte care preferă mai mult direcția euroasiatică, avem un guvern care este axat pe integrare europeană. Nu putem să ignorăm aceste realități. Deci, prin urmare, vor fi poziții divergente. Nu totdeauna poziția președintelui va coincide cu poziția guvernului. Dumneavoastră anterior vorbeați un pic despre transparență în finanțare. Sigur că aș putea să-i dau dreptate, domnului Dodon, e nevoie de transparență în finanțare. Dar totodată trebuie să recunoaștem că domnul Dodon a făcut aceste declarații și într-un context politic sau cu un subtext politic, dacă vreți. Pentru că domnul Dodon a mai spus un lucru. Dacă va fi sistată finanțarea, mai degrabă ajungem la legile anticipate. Da. Ori legile anticipate au fost un subiect de campanie. Și atunci se dorește să se ajungă cât mai degrabă la legile anticipate. Prin urmare, domnia s-a făcut aceste declarații nu doar referindu-se la anumite realități, dar le-a făcut și cu un scop politic, pentru că ar vrea mai degrabă să se ajungă la alegeri anticipate. Și aici, așa cum spunea domnul Pascaru, vedem că coincide poziția celor din afara Parlamentului care cer sistarea finanțării Guvernului sau Republicii Moldova și poziția domnului Dodon. E interesantă uneori simbioza aceasta, așa cum vă spuneam. E ironic să vezi că PPE și ALDE spun aceleași lucruri pe care le spun Partidul Socialiștilor. Pe de altă parte, vezi cum Partidul PAS, Platforma DA, spun de asemenea lucruri care coincid cu poziția Partidului Socialiștilor. Deci trăim într-o realitate politică complexă, ea nu este așa de simplă. Eu cred că... să spuneți că se ajunge a face abstracții de doctrină? Eu cred că pe locuri se ajunge să facă abstracții de doctrină, pentru că acel principiu utilizat încă în perioada domnului Voroni sau când Partidul Comunist era la guvernare, enunțat odată de domnul Iurie Roșca, spunea împotriva cui prietenim. Adică la noi principiul ăsta protiv că vă drujim rebeata, el a funcționat și mai funcționează. Adică de multe ori, dacă așa să zic, lucrurile se aranjează într-un fel că ai putea să ți unești eforturile împotriva cuiva, noi mai degrabă ne unim eforturile împotriva unui lucru, unei cauze, unei persoane, decât să ne unim eforturile pentru a propăși, pentru a te gândi la binele țării. Și asta este un pic regretabil, ca să nu spun mai mult. Haideți să vedem. La sigur, comunicarea instituțională există între președinție și guvern. La modul practic, această disensiune la nivel de păreri ne afectează imaginea pe plan internațional, domnule Gămurar? Și cum trebuie să fim percepuți? Și da și nu. De ce da? Fiindcă există o regulă în dreptul internațional care este acceptată și în relațiile internaționale care spune că statul trebuie să vorbească cu aceeași voce. Și aici vă dau un exemplu din spațiul ex-sovietic când s-a ținut cont de aceasta, fiindcă într-adevăr situația din Republica Moldova este unică pe spațiul european. A fost un caz care, iată, eu de fiecare dată aduc exemplu, atunci când în 99 a fost Consiliul de Securitate adoptat sancțiuni față de Serbia și Muntenegru, situația din Kosovo și Federația Rusă ca membru permanent al Consiliului de Securitate a votat pentru aceste sancțiuni. Nu vorbesc de aplicare forței, vorbesc de sancțiuni economice, embargo.
După care Duma de Stat, care era compusă majoritatea de comuniști și liberal-democrații lui Jirinovski, a încercat să iasă din aceste sancțiuni. Și a adoptat un proiect de lege care l-a propus președintelui Yeltsin pentru semnare. Președintele l-a refuzat și l-a refuzat în contextul aducând fraza spusă de ministrul de externe Andrei Kozarev de atunci. A spus că statul trebuie să vorbească cu aceeași voce. Executivul este cel care este organul de pentru relațiile externe. Parlamentul creează direcțiile, stabilește direcțiile politice externe. Însă cel care pune în aplicare politica externă este executivul. În cazul nostru și guvernul și președinția sunt executiv, partea executivului. Și aici apare întrebarea. De ce am spus că și da și nu, fiindcă iată în contextul dat nu este chiar clar. Nu pentru europeni, în general cel care prima dată se face cunoștință cu politica din Republica Moldova și apropo, bun, înțeleg că a fost un joc din partea Federației Ruse atunci când contextul vizitei domnului Rogozin, care a contactat cu președinția și știind că nu președintele deține competența respectivă de a organiza manifestări de acest gen și de a acredita inclusiv și jurnaliști, dar este guvernul, deci nu a coordonat cu guvernul și acum merită într-o situație. Clar că știau că guvernul este cel care coordonează. Suntem Republica Parlamentară. În cadrul Uniunii Europene situația este mai simplă. Uniunea Europeană foarte clar a înțeles încă până la alegerile prezidențiale și după, în contextul dialogului care îl avem, că Republica Moldova este un stat parlamentar și că Parlamentul este cel care promovează și politica externă și tot ce ține și politica internă a statului. Președintele are anumite atribuții, însă atribuțiile sunt, conform Constituției, sunt destul de limitate și în contextul în care Parlamentul a ratificat acel acord de asociere, în contextul în care există voința respectivă și guvernul merge mai departe pe acest acord de asociere, este clar că vectorul nu se schimbă, atâta timp cât majoritatea parlamentară este cea care este acum. Haideți să ne aducem aminte de luna aprilie, dacă nu mă înșeală memoria. În această lună am avut două sau trei întruniri trilaterale, președinte, prim-ministru și speaker. Atunci se părea că carul se mișcă din loc, s-a ajuns să se găsească un consens asupra unor probleme, inclusiv problema transnistreană. După aceea, noi reprezentanții media, nu știu cum, ne-am pomenit într-un vacuum informațional. Dumneavoastră, ca purtător de cuvânt al Partidului Democrat, ne puteți spune, mai au loc asemenea ședințe trilaterale, pe lângă faptul că trebuie să existe, ziceam ceva mai devreme, o comunicare instituțională volens-nolens, da? Deci eu, în contextul atunci când am început aceste întrevederi, am adus exemplul Marii Britanii și în secolul XIX, fraza care a fost spusă de ministrul de externe, șeful Foreign Office de la Londra, care a spus că Anglia, fiindcă așa o numea, Anglia nu are prieteni veșnici, nu are dușmani veșnici, are interese veșnice. Deci atunci când a avut loc această întrunire, am spus că poate da, domnul, și noi să stabilim niște reguli conceptual, o strategie foarte clară pentru Republica Moldova, referitor, bun, cu vectorul este mai greu, dar să încercăm să bunăstarea cetățeanului Republicii Moldova și încercarea de a conlucra cu vecinii, fiindcă asta este regula de aur în toate statele, cu România și Ucraina, și nu de ce e că iubim foarte mult pe unii sau pe alții, dar de ce e că sunt vecinii noștri și trebuie să... Deci să fim mai pragmatici, să preluăm un pic de la țările nordice acest pragmatism și atunci credeam că poate... Deci, bun, credeam, nu eram sigur. Deci în contextul de astăzi care am văzut într-o oarecare măsură, poate parțial război informațional. Pe de altă parte, vedem poziția diametral opusă referitor la ceea ce ține de conflictul din stânga Nistru. Declarația Parlamentului care a avut loc săptămâna trecută, adoptată hotărâre, în care deputații din partea socialiștilor au părăsit țara, nu au vrut să accepte. După aia, declarațiile sau întrunirea care a avut loc cu președintele Republicii Moldova, care a avut întrunirea la Bender atunci cu liderul de la Tiraspol. Și eu spuneam că, în acest context, spuneam că, uitați-vă, chestiunea ar fi fost privită bine dacă s-ar fi mers un pic mai clar cu interpretare. Este domeniul care eu numesc justiția tranzițională prin reconcilierea celor două maluri. Da, istoria cunoaște asemenea lucruri, dar atunci ce a făcut Willy Brandt în 1960 când a venit în Polonia? A îngenunchiat în fața monumentului care a fost pentru ghetoul cel care, cu toate crimele care le-a comis de genocid Germania de la război mondial, și acasă nu a fost aplaudat de toată societatea. O bună parte spunea că este o trădare a Germaniei. Dar acolo a fost procesul de la Nürnberg și a fost foarte clar. Însă ce fac statele în contextul sau societățile? Deci ar fi fost bine să înceapă un dialog dintre cele două maluri, dar să fie președintele ca un arbitru în acest context, se stabilește o zi comemorativă pentru
toți cei căzuți, fără monument și fără participarea mercenarilor sau să pun flori la mercenari. Și atunci aceasta ar fi fost un început și atunci președintele ar fi putut fi un arbitru în jurul căruia se consolidează cele trei puteri în stat, sau cel puțin executivul și legislativul. Și atunci am fi putut vorbi. Da, sunt viziuni diferite referitor la aspectul politic. Eu sper că din toamnă să revenim la aceste discuții instituționale care țin de interesul național al Republicii Moldova. Foarte frumos, domnul Gămurat. Spunea despre arbitrul care viitor, ar trebui să fie președintele și să coaguleze, de fapt, interesele. La Marea Britanie, probabil este unica din țări care nu au Constituție. Ei se conduc încă de la Carta Magna. Nici nu au Constituție. Da, dar de fapt, cât de organizat sunt ca civilizație, ca națiune. La noi, Republica Moldova, puțin curaj este din partea guvernului care să reglamenteze acest conflict și, într-adevăr, este o mare problemă. Chiar azi am trecut prin orașul Bender și cel mai interesant, mergând pe un oraș care în mare parte, nu știu din ce caz, este administrat de partea separatistă, dar de fapt noi cunoaștem că acest oraș era o zonă unde administrau și poliția moldovenească și administrația moldovenească, dar din mare păcate noi pierdem pozițiile. Cel mai interesant, este administrat, dar este administrat atât de bine, au niște trasee excelente, asfaltate foarte bine, au niște, este o curățenie foarte, foarte bună, adică oamenii administrează. Mai departe, când intrăm pe teritoriul raionului care este Anenie Noi, un dezastru. E că aici este mentalitatea noastră moldovenească, aici sunt moldovenii noștri. Și ne încurcă pe noi, guvernul, în frunte cu domnul Filip, să iei și să facă cât de cât niște lucruri concrete, anume pe acest sector. Să amelioreze sau să facă acele drumuri care sunt până în Transnistria. Pentru că omul nu este prost. El care trăiește în Bender și are două pașapoarte, sau trei, sau chiar patru, sunt cazuri, are pașaport român, pașaport rusesc și pașaport din Transnistria și moldovenesc. El când vine din Bender, strada este confort. Și când imerești în toate gropile cele de la Nini, nu îți gândești, băi, și nebuni sunt acolo la Chișinău și conduși cu țara asta. Da. E că aici este secretul. Când oamenii și ei se vadă că la noi se trăiește mai bine, că la noi e politica este mai transparentă, nu se fură atâția bani, miliarde. Atractiv. Da, ei atunci a să privească mai altfel. Și atunci domnul Filip a spus să ducă acolo ca un erou național. Da. Ceea ce faci acum a președintele Dodon este un lucru foarte bun. Nu s-a făcut până acum. Pentru că noi trăim 60 km dintre aceste două mari civilizații, da, Tiraspol și Chișinău, și noi nu avem curajul să ne întâlnim cu dânșii. Noi nu ne cunoaștem cu dânșii. Dacă vorbești cu un tânăr de 20 de ani de acolo, el parcă e zombat, parcă e marțian. A noștri cât de cât să mai deschis la minte, dar este o mare problemă. De ce noi nu încercăm mass media noastră să o implicăm acolo? De ce noi nu încercăm să-i mai ajutăm pe dânși în mare parte, că acolo administrația e puternică, dar oamenii sunt foarte săraci. Și după anumite pași concreți, a să vie timpul când oamenii și ei sunt grazi și a să spui că noi vrem să fim, să trăim într-o țară comună, să hotărâm împreună. Da. Da, și asta să fie un pas concret. Din păcate, nu se fac pași concreți. La noi, moldovenii noștri, o mare problemă. Ori cred în Batman, ați vie de la Washington și a să-i scăpe, sau de la Moscova, ați vie Ilia Muramiț și a să fie tot bine. Nu fac pasul ăsta înainte să îndrăznească, să-și hotărască problemele. Da. Domnul deputat, haideți să vedem. Cel puțin în sondajele de opinie din ultima perioadă ne vorbește despre faptul că concetățenii noștri au pierdut încrederea în Uniunea Europeană. Acum mi-e greu să vă zic procentajul. Haideți să medităm poate asupra acestui fapt. Căror contexte se datorează aceste realități? Totul depinde de punctul de referință. Pentru că dacă ca și punct de referință luați ce a fost acum poate 8 ani de zile, probabil că ați avea dreptate, dar dacă luăm ce a fost un an și ceva în urmă, nu aveți dreptate, pentru că în mijlocul crizei, așa zisului, furt a miliardului, încrederea era cea mai scăzută. În ultima perioadă vedem că această încredere a fost recuperată parțial și eu cred că ea poate fi recuperată pentru că și opinia publică este influențată de tot ce se întâmplă. Repet, ce s-a întâmplat în cadrul sau în contextul crizei financiar-bancare nu putea să nu influențeze opinia electoratului. Oamenii au asociat anumite persoane, au asociat
asociat programul de guvernare cu Uniunea Europeană și în acest context evident că a apărut și o dezamăgire. Dar revin la ceea ce spuneam, procentajul este în creștere acum, dacă ca și punct de referință luăm ianuarie 2016. Așa că totul depinde de cu ce comparăm. Legat de ceea ce spunea domnul Pascar un pic mai devreme, sigur că este salutabil anumite inițiative a domnului Dodon când vorbim de reintegrarea țării, dar totuși contează foarte mult, așa cum spunea și domnul Gămurari, cum este făcut acest lucru. Iată, acest anunț al domnului Dodon de a decora pe cei din Transnistria a stârnit o reacție foarte puternică. Noi trebuie să facem anumite acțiuni care ar duce la concilierea malurilor, la apropierea malurilor, pentru că dacă faci o anumită acțiune care este interpretată și înțeleasă cu totul diferit de populația de aici, asta nu ne ajută prea mult. Dimpotrivă, duce la polarizarea societății. Deci eu aș saluta orice lucru care duce la adică împăcarea societății, relațiile noastre bune cu Uniunea Europeană, dar și cu ceilalți parteneri de dezvoltare pe care partidele europene avem. Ne asigură că vom avea în viitorul apropiat o decizie sau o claritate în furtul miliardului, pentru că de aici un pic s-a început să pierdem din teren. Eu cred că investigația care e condusă la ora actuală de Kroll și ceea ce s-a făcut până în prezent dau semnale de încredere că această investigație va fi dusă la bun sfârșit și în măsura în care va fi posibil banii vor fi recuperat, dar cel mai important că acest lucru să nu se repete pe viitor. Da. Eu am de adăugat, dacă nu sunt de acord cu dumneavoastră, domn Valeriu, privitor la populații. Populații pot fi univa prin Africa, univa și populată de elefanți. Noi suntem o țară cu un popor. Este un popor care are o istorie de mulți ani. Privitor la furtul miliardului, băncile din Statele Unite, fiecare dolar are număr pe dânsul. Dacă se vrei să găsească banii ăștia, se duce și le găsește în buzunar la cine l-a furat. Că este o rușine că din 20 de miliarde de lei s-au găsit numai un miliard. Și este o problemă mare. Privitor la decorare, la noi, Republica Moldova, sunt 15 televiziuni care încearcă și bombardează în președintele Dodon. Și o faci cu succes. Privitor la decorare, mulți nu înțeles pe cine l-au decorat. El a decorat pe Nicolae Chirtoac, care a fost primul. S-a discutat acest aspect. Și este decretul ăsta. Nu este o problemă. Clar că se găsește câte un provocator, câte o satană. Deci ala care spune. Spune. Ia că al decorează pe mercenar. Și este o problemă. Să nu uităm prilej satanii ca să ne divizeze în continuare. Asta tot contează foarte mult. Decretul președintelui dumneavoastră, ați văzut cine a fost decorat? Au fost decorați oamenii care eu cred că merită. Eu sunt din zona de Transnistrii, de acolo, și eu știu ce se întâmplă acolo și se merită, pentru că stai între două armate, este o problemă. Dacă țineți minte știu că este 92, o problemă. Eu nu asta am negat. Eu am anumite lucruri, le-am salutat, dar am zis pentru o comunicare cât mai bună, este important să luăm și decizii înțelepte ca să nu ducă la o polarizare și mai mare. Este important să fie înțeleasă. Vreau să aflu de la domnia voastră, la un moment dat, dacă nu mă înșel memoria, Ministerul Finanțelor a instalat și un panou prin care se dorea ca să avem o transparență în modul în care are loc recuperarea miliardului, pentru că am ajuns cu discuția aici. Haideți să vedem ce s-a reușit la acest capitol. Investigația bate pasul pe loc așa cum își exprimă în punctul de vedere foarte mulți concetățeni de ai noștri? Nu, vedeți, orice investigație și inclusiv și de această, fiecare companie care vine străină, fie compania Kroll este o companie care are o istorie, are o practică, un prestigiu, nu au tot timpul toată informația, o prestează. Deci ei efectuează această investigație după care prezintă raportul. Și cred în profesionalismul respectiv. Declarația care a fost făcută ieri sau acum două zile de președintele Parlamentului referitor la cel 1 miliard care a fost recuperat, deci așteptăm ca ulterior, fiindcă s-a spus că va veni cu un raport, ca să fie prezinte într-adevăr informații mai departe. Credeți-mă că Maico a interesat în prezentarea unei informații care să fie favorabile pentru societate, decât Partidul Democrat astăzi nu există, fiindcă aceasta contează, din toamnă se începe enumerarea zilelor care vor veni în electoralul din 2018 și atunci fiecare pas greșit al guvernării este în defavoarea Partidului Democrat. De ce ne așteptăm la informații benefică care va fi prezentată de fiecare dată? O întrebare tranșantă. Dumneavoastră credeți în faptul că acest miliard va fi recuperat? Da. Dacă acest miliard s-a furat din Banca Națională, eu nu știu, acest miliard de lei care acum s-a strâns, eu
Eu puțin aș crede că, ca să ajung undeva la destinație, dar aș vrea să cred, sincer. Cu destinația asta e altceva. Dar cu destinație să ajungă la oameni. Faza demonstrat cu ajutorul, cu susținerea partenerilor externi, și eu mi-aduc aminte acum un an de zile sau jumătate de an, dacă nu mă greșesc, un stat de pe coasta de vest a Africii care s-a adresat după ajutor Statelor Unite, fiindcă banii care au fost spălați, furați din petrol au ajuns până în băncile Statelor Unite, care i-a ajutat și a întors acele miliarde înapoi. Deci, eu cred că tot este posibil dacă există voință politică, iar voință politică la moment există. Domn Gomurar, suntem voință politică, scurt. Suntem o țară atât de mică. Chișinău, eu vă spun care sunt toți oamenii sunt bogați. Nu se poate găsi încă 19 miliarde de lei. Asta este o utopie, asta este o iluzie. Precis, sunt oameni care știu unde sunt banii. Este important că banii încă nu se cheltuie și oamenii, măcar zice la piață și mai cumpărau ceva și țăranii ăștia mai aveau niște bani. Așa e o conservată pe undeva. Domnilor invitații, vă mulțumesc pentru această discuție. Vă aștept și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Mi-a făcut plăcerea să discut cu dumneavoastră. Stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru atenție. În numele întregii echipe, vă urez o seară bună.